Bine v-am găsit! Astăzi, invitat la un podcast de poveste, este Robert Copoț. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Am fost la 24, școală bună, general 24. Am fost destul de tocilar. Trebuia să mă aducă, nu am fost rău, în general. Am ajuns la liceu economic, profil alimentație publică, cu foarte multe fete. Eram 7 băieți într-o clasă de restul fete. A venit Cântarea României și se punea meșterul Manole, care are 9 meșteri mari, că altfel și trebuiau băieți. Și a venit la cea mai rea, cu cei mai mulți băieți, eram noi, eram cea mai rea clasă. Că băieții produceau scandal, sau mergeau după fete, sau se jucau, sau eu știu ce. Și a venit la noi și ne-a luat pe toți. Domnul Mircea Belu, fostul actor, și ne-a băgat la teatru. Adică ne-a pus cartea în mână, după aia ne-a dus la el la teatru, la piesele lui, juca Mobilă și Durere, superb spectacol, cu Haiduc, foarte frumos. Și de atunci am rămas în teatru. Acela a fost pasul meu spre teatru. Am avut norocul să-l întâlnesc pe acest domn, Mircea Belu. Și mai în copilăria mică, vreo serbare de la grădiniță, vreo da. Poezie? Ziceam poezie. Îmi place să zic poezie. Prima și poezie din viața ta. Nu mai știu. E cățeluș cu părul creșit. De ce să mint? Alta? Nu mai știu. Nu țin minte poezia, dar țin minte faptul că la un moment dat aveam o serbare. Unii dansau popular în jurul meu și eu trebuia să zic poezie. Era o poezie patriotică, ceva. Eram micuț și am răgușit, am mâncat înghețată. Și mă durea gâtul. Și m-a luat directoarea de grădiniță, m-a dus la ea și mi-a făcut ou cu zahăr. Și mi-a dat să beau. Și mie nu îmi plăcea și nu știam să zic nu. Mi-era rușine. Mai mult mi-a făcut greață decât să mă vindece, mai mult m-a îmbolnăvit. Dar țin minte. Nu ți place gălbenuș pecat? Nu-mi plăcea, nu. Ou spart pentru mine când se... Nu, venea greață. După și aia... în ziua de azi, când trebuie să-ți dregi vocea, ce faci? Îl iau fără, îl iau crud. Și... Uh-huh. Dar nu mi s-a întâmplat. S-a întâmplat de câteva ori. Da. Sunt 100 și 1000 de remedii și rețete de la ciocolată caldă, nu dulce, de la miere, gălbenuș de ou crud, fiecare ce. Dar țin minte că mă pregătea, s-a răgușit actorul, n-are ce-mi zică poezie. Adu-l la mine. Așa că am văzut că îmi pune, nu, crud, așa nu pot, venea. Deci ai avut serbările și apoi primul contact în liceu, de-abia. Da, n-am... Și atmosfera cum era la Cântarea României? Cum a fost publicul? Îți amintești prima ta expo? Mi-a plăcut, dar eram forțat să-mi placă. Am fost cum adus cu asta? Forță. Adică îi acolo înghețată, tu nu știi ce e. Bă, ia-o că e bună, deci îți forța. Ah, da, e bună. Eu n-am știu. E un lucru, ca și copiii ăștia care vin. Hai că poate îți place. Da, și publicul, cine era? Erau alți copii, colegii mei. Deci noi 7 cei mai răi jucam în Meșterul Manole și restul fetelor ne erau spectatoare. Erai meșter sau erai însuși? Era Meșterul 2, Zidarul 2. Zidarul 2. Nu, n-am fost, era altul. Da, dar eu am rămas singurul din toată trupa și mai o colegă care facem teatru. Dar toți suntem, de atunci am rămas... Ne întâlnim și mergem la teatru și ne-a schimbat la toți puțin. Da, ne-a deschis alte orizonturi. Cum a fost atunci cu Cântarea României, ca și cu uniforma. Te forța să o poți. Dar după aia ți-a plăcut. Nu știu. Probabil a avut rolul ei. A avut rolul. A avut. Probabil sunt foarte mulți colegi de-ai mei, actori care acum stau și se gândesc, poate foarte mulți au pornit din chestia asta. Am avut șansa, norocul, eu știu. Și ai luat decizia atunci să mergi spre teatru și să dai admitere la... Au fost mai multe, am avut multe. În momentul în care eu am terminat în 90, facultatea de teatru era doar București și ceva Cluj sau Târgu Mureș.
Nu intram eu la București. Nici n-ai încercat, nu poți să spui. Da, exact, asta așa e. Nu, da, probabil. Nu poți să ne dovedești probabil, că n-ai intrat. Da, nu, probabil am fost atât de lene sau atât de fain era cealaltă variantă, încă varianta asta, bă, ce fain ar fi, dar lasă, data viitoare. Și adică, atunci ce ai făcut? Bucătar, cofetar nu prea îmi place, nici ospătar nu prea îmi place, nici barman mai merge. Am mai lucrat ca barman. Hai să mai văd la teatru. Și am început cu o figurație la Teatrul Național. Uneori cei mai buni actori sunt aia care nu au nimic, vin și au a lor. Pentru este noi cel mai greu... Să-ți omoare autenticitatea, da. Ceea ce înveți uneori, ca tehnici. Ca... Cred că cel mai greu uneori pentru noi e să devim natural de aici pe scenă. Natural. Nu mai gândi, nu mai fă. Urma să te întreb ce e cel mai greu în meseria asta. Și să, uite să fii natural. Să fii tu. Întotdeauna îți pui atâtea și alegi după atâtea ținte în viața și după atâtea imagini și după atâtea nebunii încât nu mai ești tu. Nu ești tu. Cauți. Crezi că ești tu într-o altă umbră unde nu ești. Evident, avem multe roluri. Da. Ce roluri mai joci în viața asta? Cu ce poți să te identifici? Fratele mai mare, da? Unchi? Prieten, acolo mă învăț pe undeva, în jurul familiei. Din rolul de unchi, ai beneficiul de a primi feedback de la nepoții tăi? Am care vin și mă văd, deocamdată nu sunt micuți, încep să aibă păreri. Ești pregătit să le primești Da, fiindcă mai zic cum am arătat, ce am făcut, dar tu ai cântat acolo? Nu m-am făcut, n-ai cântat, păi înregistrat. Păi să cânti, da. Bine, să cânti. Am călătorit mult, prin teatre, prin lume, prin asta. M-am oprit aici, din cauza lui Laurențiu, care e directorul. Da, ne și cunoaștem privat, suntem prieteni. Inițial am fost puțin reticent. N-am școală de păpușar, nu-s păpușar. Nu m-am văzut mânuind păpuși în visele mele glorioase. Dar... Cum te vedeai în visele? Actor, Hamlet. A fi sau a nu fi. Nu a mânui sau a nu mânui. Nu la asta. Dar pofta-ți vine mâncând, cum se zice. Și sunt uși care nu le deschizi și nu știi ce-i după ușa aia. Nu știi dacă nu o deschizi. Când ai deschis prima ușă la Merlin, ce ai găsit? Colegi noi. O atmosferă faină vis-a-vis de spectatori. Aseară am jucat la Național. N-am mai jucat de mult la Național. Aseară am jucat la Național un rol fain. Într-o piesă faină și e alt tip. Menționez că am jucat, fiindcă n-am mai jucat de 4 ani. Cu pandemia, nebunia asta, colaboratorii joacă mai rar. Acolo e un alt tip de spectator. Aici e un spectator foarte sincer. Foarte, foarte sincer. Care te dezarmează una, două, te lasă în chiloți. Nu poți să-l păcălești. Mai ții minte primul tău rol aici? Da, Prințul din Albă ca Zăpada. E o păpușă frumoasă, un călăreț albastru și un mâneam. Caut, aleasă, inimii mele, la. Ce roluri au urmat? Joc în Apolodor, autorul, cum ar veni... Sunt prezent permanent în scenă, nu am cuvinte, dar e o prezență permanentă în scenă. Acesta a fost primul la care m-am angajat. Celălalt a fost colaborare. Laurențiu a zis, hai să vezi dacă îți place. Stai cu păpușa în mână, caut aleasa inimii mele. Iar acesta a fost primul. Primul care a fost mai serios. Acela am fost doar trecător prin scenă. Iar după aceea au urmat mai... Rege, nu știu de ce joc eu chestiile astea. Mm-hmm. Hai să ne împărați, gândim împreună. Rege, probabil... Vocea poate te ajută? Nu știu dacă vocea, dar... Mustața? Nu, că păpușa nu vede nimeni mustața la regi și la asta. Da, părul cărun, da. În Micul Prinț, în Copilul dintr-o stea, da. Ești un rege în carne și oase. Acolo da. Acolo mă ajută... Bătrânețea? Sună bine asta, că te ajută bătrânețea.
Nu poți să fii, adică poți fi rege și la 18 ani, da. Infant. Și da. Prinț până la câți ani poți să fii în teatru, în teatrul pentru copii? În teatrul pentru copii, nu știu, atâta timp cât tu te simți, cât ai aripi de prinț în sufletul tău, poți să joci. Copiii te acceptă. Avem colegi care joacă copii de 12-13 ani, fără păpușă și ei au 40. Și te acceptă copilul. Acum nu se poate duce până la ridicol, nu poți să mergi să... Există o limită, există un... Nu poți să ai 60 de ani și să tot joci 18 ani. Nu se mai poate. Aș vrea să-mi povestești o zi obișnuită în teatru, ca după aceea să îmi povestești o zi neobișnuită, o zi, să zicem, în plin festival. Mă trezesc la ora 7:30. Depinde. Beau cafea. Se termină cana, mai beau una. Înainte de a pleca mai bea una și la 10 sunt aici. Dacă am spectacol de la 10, la 9 sunt aici. Iar aici vii un pic înainte. Aveam un profesor care ne tot șoptea urlând la noi frumos. Nu poți să dai jos din tramvai să joci Hamlet. Trebuie să ai un pic de respect pentru scenă. Da. Și na, pentru profesia ta, nu neapărat, și pentru orice profesie. Trebuie să ai un pic de respect. Unele meserii sau profesii necesită această abordare, altele poate nu. Dar aici, da, trebuie un pic. Deci e nevoie să vii din timp să intri într-un mood. Cum faci asta? Ritual. Cum te pregătești pentru rol? Îți dai jos haine civile de pe tine, scapi de ce e civil pe tine, îți lași acasă bagajul, adică la vestiar, bagajul emoțional. Cât costă cartoful, Ucraina, cu tremure, tot, și vii aici. Și aici vii tu. Pentru ce te-a îngăpus regizorul, ce a văzut regizorul în tine și ce trebuie să transmiți tu la copii. Trebuie să ai grijă de lucrurile tale cu care joci, trebuie să le verifici, trebuie să ai grijă să ai colegi faini, să fii fain cu colegii tăi, că trebuie o echipă bună. Același om care zbiera și urla frumos optind la noi ne zicea că ce ești în viața duși pe scenă, ce ai în viața duși pe scenă. Se văd relațiile tale umane, se văd faptul cum relaționezi cu oamenii. Și o zi neobișnuită, zilele speciale, când e festival, când aveți oaspeți de la teatre din țară. Sunt foarte faine zilele alea. Sunt foarte frumoase, foarte pline. E faină Timișoara. E faină să le arăți la oameni, la oaspeți, să le arăți ce e frumos, să le arăți ce... Să știe de ce să se ferească sau ce să vadă sau îi întreb când au timp, ce vor să mânce, ce vor să... Trebuie să fie o gazdă bună. Trebuie să vii aici să le faci spațiu cunoscut, să le dai tehnicul, să fii puntea între tehnicul nostru, tehnicul lor și asta ține de spectacol. După aceea, dacă sunt destul de buni, le dai și o diplomă. Cu gura ta le zici teatru cu tare și cu tare din partea noastră că sunteți foarte buni. Adică trebuie să vii tu pe scenă să le dai tu. Tu ești gazda lor. Fiecare dintre noi are o trupă. Ne alegem. Că vin vreo 14, 15, 16 trupe și noi ne luăm 2-3 trupe fiecare. Unde te-ai simțit cel mai bine ca oaspete? Cel mai interesant pentru mine a fost Chișinău. Dar e și bine și Chișinău, că era o România anilor 90. Cam așa arată. A arătat cel puțin acum 3-4 ani când am fost noi cu spectacolul ăsta. M-am simțit ca și cum am întors în timp. Și era foarte interesantă călătoria aia. Dar cred că la Alba Iulia. La Alba Iulia în festival sunt foarte deschiși, sunt calzi oamenii. Nu vorbesc de colegii mei. Oamenii pe stradă așa, au timp. Hai. Aș vrea să povestim despre rolul pe care îl aveți voi la Merlin, să ajungeți înspre tineri. Cred că asta e cea mai mare provocare dintre toate. De aici o să trag o paralelă, mă întorc la aia, să reluăm subiectul. Ce am jucat ieri, că probabil asta am vrut să zic și mai înainte, ce am jucat ieri la Oamenii Mari, la Teatrul Național, aveam spectatori care aveau altă vârstă, aveau altă experiență de teatru. La fel și actorii. De exemplu, mergi la Național, acum... Așa e cutuma, așa e, s-a obișnuit.
ieși la aplauze de 7 ori. La noi, săracii trebuie să-i pui să aplaude. Nu forțat, știi, trebuie să-i înveți. E ca și cum m-a învățat tata și mama pe mine, când primești ceva zici mulțumesc. Sunt chestii de pas cu pas care trebuie să înveți. La noi, acum spectatorul de teatru este spectator de la 12 la 17, 18 ani. Noi îl numim tineret. Este acest segment de vârstă care, ba, poate că n-a fost în sală la noi de mic. Și este un segment de vârstă care nu e încercat. Ori ajung din întâmplare la Teatrul Național, ori... Și când ajung la noi, se întâmplă că ori nu știu să se comporte, ori nu că își lasă telefonul și sună telefonul. E totuși un protocol când vii la un spectacol de teatru. Noi încercăm să prindem anii ăștia, să un pic, nu să-i cizelăm, să le arătăm cam cu ce se mănâncă teatru și cum să meargă la Național după aia, când ajung la oameni, sau să rămân aici. E foarte bine și aici, avem spectacole pentru ei și aici. La un moment dat copil ești până, cu cât ești mai copil, mai bătrân, dar e mai frumos, poți să rămână și aici, la noi. Dar și acum ne chinuim, de fapt, să ne luăm sarcina asta, să vorbim cu ei, să încercăm, se trezesc, am jucat Zaia Feturi săptămâna trecută, au adus copii, au fost de pe undeva o clasă. Când sunt ei unul cu unul, cum se comportă? Când sunt în clasă un pic de și când arde sângele în ei, în... Păi acum să fim serioși, ne aducem și noi aminte cum eram în gimnaziu, în liceu. Da, e adevărat, numai că e diferență și asta, na, s-a mai discutat probabil de asta. În general, eu cu când... tine n-am mai vorbit despre Nu, despre subiectul că nu mai există profesor. Nu mai are autoritate. Există, dar nu mai are autoritatea care o avea. O are, poate, na, din ce se... Vine și profesorul, ori stă undeva, retras. La un moment dat, la un alt spectacol, una Zaia Feturi, au ieșit, cred că au iar o clasă de pe la Giroc sau de undeva, au ieșit copiii și unii zbierau, nu știu ce făceau în timpul spectacolului și profesorul nu le zicea nimic acolo. A trebuit să ies eu ca actor să zic, băi copii, mă uite cam așa e la teatru. Deci eu vin, îmi dau sufletul aici pe scenă, între ghilimele, cu ghilimele de rigoare îmi dau sufletul, în fine. Mă, respect, sau dacă nu, du-te acasă. Du-te acasă, nu te ține nimeni. Nu trebuie să faci tu mișto de acolo, de mine aici. Dar nu există autoritatea profesorului care să... De asta a trebuit să intervină altcineva. Profesorul nu mai prea îi aduce și stă cumva ascuns. Mi-a mulțumit profesorul după aia că am ținut oră de mică dirigenție teatrală la... Că... Știm că tinerii clar sunt răzvrătiți, sunt mai dificili, mai cu apăsări, mai... Ah, te ajută așa să te întorci în perioada ta de adolescență. Sunt sigură că ai fost și tu răzvrătit. Nu zic că e ceva rău sau e ceva, dar la un moment dat e ca și libertatea mea se întinde până unde deranjez libertatea celuilalt. Nu e nimic rău în ceea ce fac atât timp cât nu deranjează, cât nu intră. Deci eu am aici ceva pentru el și da, nu-mi place, am plecat. Și vin copiii la spectacole și uneori mai rămân ca îi aducem cu autocarul. Și faci un drum autocarul și mai rămâne 25-30 de copii, 2-3 clase, o clasă. Na, v-a plăcut spectacolul, nu știu ce, și încercăm să... E fain că aveți ocazia să se vorbiți cu ei după. Da, da, încercăm. Nu tot timpul putem, că și noi mai fugim la alte, dar când rămânem cu ei, încercăm. Și am avut surpriza să întreb copii ce vor să fie când sunt mari. Din 30-40, 2 vreau actori, vreo 4 vreau doctori, vreo 3 vreau luminiști, vroiau croitori, vreau... Deci teatru nu înseamnă numai... Am fost tentat să cred că jumate noi actori și eu, cântăreață. Nu! Industria asta, nebunia asta, impune foarte mulți, adică ai nevoie de foarte mulți oameni, de croitori, de luminiști, de electricieni, de ingineri de sunet, de
de o groază de lucruri. Aici, dacă tinerii încearcă un pic așa să-și deschidă, bă, e frumos, nu-i pe... Sunt un pic mai timid, eu nu sunt pentru scenă, dar e frumos la scenă. Oare se poate și altceva? Da, mai să sunt. Să fiu în teatru fără, da, să fiu pe scenă. Absolut, absolut. Aici putem noi să un pic să le deschidem, dacă sunt receptivi. Cred că tinerii sunt receptivi la orice, da, înseamnă orientare, da, profesională, mai ales că în școală, cum ziceai și tu, nu se prea ocupă nimeni de partea asta. Eu doar zic că autoritatea ce era înainte, poate eu o înțeleg eu rău, autoritatea dinainte. Asta vreau zic, că profesorii nu mai are autoritate, sunt tot felul de exemple în școli. Dacă o școală nu își pune o uniformă, niciodată nu o să faci deosebirea dintre profesor și elevul sau eleva de 12-13 ani, că la 12-13 ani o elevă arată de 22-23. Așa se machiază, așa se îmbracă, așa se poartă. Și profesorul intră în clasă ca și cum e un elev. La noi când intra profesorul, se vedea. Vizual îl vedeai și știai. Noi eram toți la fel. El se diferenția de noi. Ceea ce îi dădea o autoritate, o prezență. Ce-ți dorești foarte tare? Un rol pe care ți-ar plăcea să-l joci aici? Sau o experiență care ar putea să prindă viață aici, pe scena Merlin? Laurențiu mi-a propus, hai să ne facem trupă faină. Adică să avem colegi faini, să fim faini. Să... Asta înseamnă să fii fain cu oamenii, să hai să iasă proiectul, hai să ne certăm, hai să mergem înainte, hai, lasă alea, hai. Ce-ți dorești să faceți împreună? Aici am, la un moment dat, tot la o întrebare de asta, nu prea știu ce să răspund și un coleg de-a meu, foarte fain, a răspuns că el tot ce își dorește e spectacolul perfect. Există? Măi, perfecțiunea nu prea, imperfecțiunea e frumoasă, perfecțiunea nu e faină. Adică să tinzi spre ceva e foarte mișto. Perfecțiunea nu e naturală, apropo, da, de naturală. Da, da. Sunt spectacole în care mi-e așa o ciudă că nu joc. Mi-e așa o ciudă și aș face orice să intru în discuție. Bine, orice, nu înseamnă, nu pun piedici la colegi. Spune-mi unul dintre ele. Pantofii roșii. Atât de mult mi-ar plăcea să fiu în el, dar nu mă văd pe cine să-l locuiesc. Nu știu, mi-ar fi plăcut și eu să fiu acolo, să fac parte din trăirea lor din vestiar, de pe scenă, după cum se duc acasă, de transpirația din timp, aplauzele de după, meritate. Îmi place vibe-ul. Aia îmi doresc. Că știu că e specială. O simți, când simți că e ceva special și vrei să faci parte din filmul ăla. E ceva special. Ne-am apropiat foarte repede de final. Talentul spectacolul ăla de azi, ce joci? Am o replică. Vină pe aia. Pinguinul. Atât. Eu sunt autorul care ghidează toată voia, care îl supraveghează, care supraveghează călătoria lui Apolodor. Apolodor e inocența care merge din loc în loc și schimbă lumea cu inocența lui. El iubește pur. Și el pleacă de acasă crezând că vrea să-și vadă familia, se duce la familia lui, vede că nu e cea, nu-i iubit acolo, nu-i iubire acolo, se întoarce, unde e iubit? La Târgu Moșilor, la circ, în Târgu Moșilor. Dar Apolodor și pe unde trece în călătoria lui, schimbă cu nebunii, cu inocența lui, cu tot ceea ce face, face bine. Și eu îl supraveghez ca să iasă bine. Asta e rolul meu. Tu ai un mentor, un prieten, un autor care te însoțește în parcursul tău? Dacă nu ești frumos interior, nu o să-mi dai mie ceva. Adică poți să-mi dai sfaturi de cum să bat un cui sau cum să... Dar să mă las pe mâna cuiva, cred că trebuie să relaționez foarte mult interior cu cineva. Ai putea să fii autor, însoțitor pentru un copil? A, da, da, mi-ar plăcea. Păi, însoțitor. Eu sunt cel mai mare într-o familie de 13 copii. Sunt fratele cel mai mare și am însoțit în tot drumul ăsta, că de eu până la 14-15 ani am fost numai frate mare, ai grijă de la mic și am transmis chestia asta de la unul la altul. Acum toți suntem bine, toți suntem foarte faini. Dar am făcut traseul ăsta și probabil am know-how, abecedarul. Îți mulțumesc, Robert, pentru toate poveștile pe care mi le-ai spus și pentru cum te-ai deschis. Și îți doresc, da, să întâlnești oameni frumoși pe interior. Cred că asta e și călătoria noastră aici, știi, să găsim, să relaționăm între noi ca oameni, nu contează
înălțime, culoare, profesie. E fain să, cum, să cauți emoția în om și să relaționezi cu ea. Mă duc să-mi umplu cana de cafea. Mai ții minte vreo replică? Nu. Ceva ce te-a... Nu, doar mânuiam o păpușă. Eu îmi caut aleasa inimii mele. Aia era replica. Caut aia mi-a ducat. Ce chestie, că nici nu am. Acum îmi dau seama. Caut aleasa inimii aia. Deci, ziua mea obișnuită de săptămână începe cu spectacole de dimineață. Începe cu cafeaua. Tot timpul. Aia e... A, de acasă.